Începem și premiera, dar și recitalurile de la secțiunea de muzică ușoară. Și la fel ca și rândul trecut, vom avea, bineînțeles, diplome de participare pentru absolut toți concurenții noștri, înmânate de doamna director Carmen Moruz. În aplauzele tuturor! Vă mulțumesc, aplauzele sunt mai mult pentru tinerii noștri participanți, pentru că, așa cum spuneam, sunt niște învigători, niște tineri foarte talentați și o să-i rog frumos să fie cât mai apropiați de scenă, pentru că dorim să fiți prezenți. Ia, urcați voi toți pe scenă. Cel mai bine așa, toți de la Muzică Ușoară care sunt aici prezenți. Participanții îi așteptăm aici alături de noi. Uite... S-a făcut loc? Puteți să... Noi ne tragem mai în lateral, direct. Mai lateral, așa. Și voi să rămâneți în lumină, pentru că așa este firesc. Voi să fiți admirați, meritați toate aplauzele. Haideți, copii, vă rog, hai că sunteți mai mulți. Copii, tineri, deci nu contează vârsta, toți. Da, toată lumea. Vă rugăm. Și o să încep cu Baloc Ana Maria, cu cei mici. Ia uite! Și-a găsit costumul, cred. Și-a găsit costumul! Unde este? Ana Maria, vii să-ți ridici premiu, diploma? Ana Maria? Baloc Ana Maria? Cred că nu este ea, dar totuși, da? Haideți să o aplaudăm pentru că și-a adus costumul de acasă, această micuță care a și câștigat, dacă nu mă înșel, mențiune sau premiul 3. Mergem mai departe. Băncila Alexandra! Nici ea nu este, da. Ciuca Anastasia! A, uite ce domnișoară elegantă și frumoasă care ne-a încântat. Felicitări! Danila Sofia! Bravo! Bravo, Sofia! Marian Ioana Maria, domnișoarele noastre dragi, uite, diva noastră, unde sunt bulinuțele? Unde sunt ochelarii acasă? Și Mariana Alexandra, cele două surori încântătoare! Ia, uite! Felicitări! Șerban Daria Maria! Șerban Daria Maria, nu este... Ah, felicitări, draga! Nu, ei tu, am înțeles! Ștefan Andreea! Cred că ea... Felicitări! Tudor Maria! Altă măriucă! Uite ce măriucă frumoasă! Anton Patrica Andrei! Un domn frumos, bravo, felicitări! Antonescu Sânziana Ștefania, nu e Sânziana, ești tu purtătoarea de cuvânt, Balet Alexandra Maria, felicitări, draga mea! Bănică Bianca Florentina, dacă se află, da, merge mai departe, Costia Denis Giuliano, da, Sandra, te rog, Ivan Adrian Ștefan, drag Adrian, felicitări! Mironescu Elena Laura, felicitări! Olaru Iulia Maria, ăsta-i diploma ta! Stănilă Sandra Maria, felicitări, draga mea! Rotaru Daria Maria, uite, dăriucă! Stroie Maria, altă măriucă! Șerban Elena Alexandra, asta e ta, te rog, da? Florian Carla Narcisa, felicitări, scumpa mea! Copii din toată țara, talentați, minunați copii care ne-au încântat! Ivaxon Eliza Maria, dacă se află! Paul Newman, Paul Zillard, iartă-mă, Panta Robert, dacă se află, Pădeanu Dragoș Mihai, l-am văzut, frumușelul nostru drag, Popescu Andrei, Sicoie Maria Andreea, Nu se află? Cred că este pe aici, da? Undeva, cred că e la încălzire sau ceva. Da. State Ana Maria. Felicitări. Verdeș Adelina Georgiana. Fazecaș Crista. Sper că n-am greșit numele. Te rog să mă ierți dacă... Îți mulțumesc. Mine Andreea Maria.
draga mea. Și rămâi aici pe scenă. Pui Alexandra Maria, uite aici în spate, felicitări. Rotarul Justin Adrian. A, uite aici, așa. Șuteu Liana. Felicitări din suflet. Și ultimul și nu cel din urmă, Ursu Mihai. Felicitări din tot sufletul. Merită, tineri minunați, merită aplauzele dumneavoastră. Vă rog să-i aplaudați pentru că au fost extraordinari. Tinere talente pentru viitor, nu? Avem un proiect care este foarte important cu Asociația Magnus School și cred că ei sunt cel mai bun exemplu în acest sens. Vă mulțumim, dragii mei! Și tot în aplauzele dumneavoastră se vor retrage dragii noștri și vom începe imediat premierea, dar înainte de a avea această premiere vom avea un recital al câștigătoarei de anul trecut al Marelui Trofeu 2015, Cătălina Neacșu. Bună seara și bine v-am găsit! Vreau să vă mulțumesc pentru această invitație, mă simt onorată să fiu din nou pe această scenă și vreau să mulțumesc jurului de anul trecut pentru că mi-a oferit marele trofeu, organizatorilor acestui festival și doamnei mele profesoare dragi, Daniela Grovu, care m-a învățat să dăruiesc muzica celor care mă ascultă. Acum vă voi interpreta o piesă foarte dragă mie, Să mor de dragoste rănită, din repertoriul Angelei Similea. Cerul rău mă strânge. Cu
naștere tine. Mulțumesc mult! Cătălina Neacșu, câștigătoarea trofeului de anul trecut. Felicitări, draga mea! Mulțumesc mult! Și începem premierea anul acesta. Să vedem care sunt câștigătorii. Începem cu categoriile mici, bineînțeles, 6, 9 ani, 10, 13 ani. Iar pentru acest lucru o invit alături de mine pe doamna Anda Pop. În aplauzele dumneavoastră! Bună seara! Merge? Merge! Bună seara! Și câteva cuvinte, dacă ne puteți spune cum v-ați simțit așa la această a doua ediție? M-am simțit onorată, în primul rând, că am fost invitată. Mulțumesc organizatorilor. Consider că am văzut copii talentați, minunați, care, cărora le spun să persevereze, să studieze în fiecare zi, să învețe să respire, pentru că să cântăm bine înseamnă să respirăm bine, și să știe că admir foarte mult părinții și pe ei, pentru că în loc să stea pe net și la televizor, ei merg și studiază muzică, muzică populară, muzică ușoară, este extraordinar. Și bineînțeles, și îi felicit pe toți. Să dezvolte și acea modestia unui artist, că eu pe toți pe care v-am cunoscut, acești mari artiști care au făcut parte din juriu, printre care vă numărați și dumneavoastră, am remarcat o modestie. Modestia în comportament, în apariție scenică, în tot ceea ce înseamnă artist, în adevăratul sens al cuvântului. Oamenii, cu cât învață mai mult, cu cât sunt mai instruiți, cu cât știu mai multe, cu atât își dau seama că știu foarte puțin. Așa și atunci este. Nu avem de ce să nu fim modești. Și dacă tot am ajuns aici, aș mai da un ultim sfat pentru toată lumea. O mare cântăreață, Maria Callas, a spus să ne străduim în fiecare zi, noi să fim mai buni și nu să căutăm celebritatea. Celebritatea va veni dacă e să vină, dacă nu, înseamnă că avem alt drum. Dar noi cu noi trebuie să lucrăm în fiecare zi și să fim în competiție cu noi personal, ca în momentul în care mai treci o noapte, să considerăm că suntem mai buni. Așa este, foarte frumos spus. Aplauze pentru doamna Anda Pop. Și sper că emoțiile au trecut la categoriile mici de vârstă, pentru că începem cu categoria 6-9 ani și cu mențiune, bineînțeles. Prima mențiune, și ca să intrăm așa în rândul artiștilor, am să spun Sofia Dănila. Da? Toți artiștii au numele mic înaintea numelui mare, ca așa, nu? Păi... Cu plăcere! Premiul 3, Ana Alexandra Marian. Unul dintre cubulețele de zahăr, nu cum câți le-am numit. Câți ani ai, Alexandra? Câți ani ai? 6 ani. Ești minunată! Te-am iubit de ieri, de când te-am văzut. Minunată! Anul viitor e premiul 1. Mulțumesc! Premiul 2, Anastasia Ciucă. Nu pot Bravo. Să nu remarc și ținutele frumoase ale acestor tinere participante și în seara aceasta și aseară. Și premiul 1 rămâne în familie, Ioana Maria Marian. Bravo! Bravo! Să crești mare și să perseverezi. La anul, dacă surioara ia locul 1, ia marele trofeu, nu? La alte categorie, nu? Păi, la marele trofeu, gata! Ce mai? Mergem la 10-13 ani. Mențiune pentru Elena Alexandra Șerban. Tot mențiune, Elena Laura Mironescu. Iată, din nou a fost jurizarea strânsă și la muzică ușoară. Bună seara! Tu ai cântat și la muzică populară, nu? Da.
Și chiar vreau de ieri să-ți spun, la un moment dat trebuie să te hotărăști. Da. Pentru că poza de glas e diferită. Premiul 3, Adrian Ștefan Ivan. Au, ce repede vine. Tinere, bravo! Mulțumesc! Cu plăcere! Premiul 2, Maria Stroie. Bravo, cu plăcere! Premiul 1, Sandra Maria Stănilă. Așa, bravo! Și tot premiul întâi, Daria Maria Rotaru. Felicitări tuturor. Felicitări acestor copii minunați, premiați, aplauze pentru ei. Felicitări tuturor. Și un concurs a terminat și altele vor începe. Exact, o să vă rog să-mi lăsați, pentru că trebuie să rămâneți pe scenă, să-i încântați pe toți cei adunați aici, dar și cei care se vor afla în spatele micului ecran pe Brașov TV, să nu uităm partenerul media principal al nostru. Deja se găsesc toate filmările din ziua trecută, le vom găsi și pe acestea, să vă bucurați de ele. Îi invit pe copii în aplauzele dumneavoastră în culise și o las pe doamna Anda Pop să vă încânte cu un recital absolut deosebit. Dumneavoastră știți că eu sunt solistă la operă, sau dacă nu știți, acum aflați, sunt aici de 15 ani, nu sunt brașoveancă, tocmai de aceea sunt și mai onorată că am fost invitată în acest juriu la Brașov Art Talent și am să vă cânt pentru început o piesă. M-am tot gândit ce să cânt, eu cânt operă, am să cânt o piesă a capela, deci nu puneți încă negativul, de la mine de acasă, o piesă care mi este foarte, foarte dragă. Să fac așa un pic trecerea între muzica populară și muzica ușoară. Și după aceea am să vă întreb pe dumneavoastră dacă ați ghicit de unde sunt deloc. Mociriță cu trifoi, mopețet la mama doi, spune-mi tu, puiuțe, cuc mai, spune-mi tu, puiuțe, cuc, după care să mă duc, după care să mă duc, da, după cel frumos aș mere, după cel frumos aș mere. După cel frumos m-aș duce, care guriță dulce, care guriță dulce, mociriță cu trifoi, mopețet la maica doi. Așadar, s-auzim? Baia Mare, da.
și pentru că vă doresc tuturor o viață frumoasă, o viață armonioasă, trăită și împlinită în muzică. La Vion Roz. Acum puteți spune negativ. Acum puteți... Des yeux qui font baiser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur quand je ferai la cause. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et de ce que j'aperçois, allonge sans en moi mon cœur qui va. Des nuits d'amour à en finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins sans face, allons loin d'en finir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, Anda Pop, aplauzele sunt bine meritate. Un recital de excepție aici pe scena Centrului Cultural Reduta și ne pregătim pentru un alt recital, dar și pentru premierea categoriilor mari de vârstă de la muzică ușoară, așa că alături de mine o invit pe doamna Monica Angel. Bună seara! Doamna Monica, prima oară la noi în juriu, cum v-a simțit la Brașov? A fost o zi, ziua de ieri, pentru că la aceasta mă refer, foarte interesantă. Au fost foarte mulți copii care au participat la secțiunea de muzică populară, muzică ușoară, de toate vârstele, exact. Asta a fost foarte interesant și, cum spuneam și puțin mai devreme, important este că ei au venit în primul și în primul rând să vadă ei cu ei la ce nivel sunt. Nu neapărat că au fost într-o competiție. Concursurile nu trebuie privite ca pe o competiție. Așa cu este. Alți
copii cu alți oameni. Important este noi cu noi să aflăm unde suntem și să vedem dacă am evoluat sau dacă am rămas pe loc. Și nu pot să nu remarc în mod cert și părinții și toți care au fost prezenți implicarea directă a juriului în această competiție, în sensul că dacă ați vrut să aflați mai multe detalii, automat ați întrebat părinții, ați întrebat profesorii, ați spus acolo unde a fost bine, unde poate n-a fost atât de bine, ceea ce este mare lucru pentru acești tineri care au venit să învețe la UADICA. Da, ideea este că noi, în momentul în care am spus ceva, am spus cu tot sufletul și cu tot dragul și spre binele tuturor copiilor, pentru că până la urmă ei sunt principalii beneficiari ai lucrurilor pe care noi la rândul nostru le-am acumulat în atâția ani de experiență. Nu-i mai ținem, nu? Cu emoții. Eu zic să mergem mai departe. Categoria 14-18 ani. Ia să vedem. Mențiune, se acordă premiul mențiune pentru Popescu Andrei. Secțiunea muzică ușoară. Dumneavoastră sunteți Popescu Andrei? Dar aș putea fi într-o altă viață. Dar eu pot să mă laud, okay. Este profa mea de canto. Bun. Da. Da. Tot o mențiune se acordă lui Panta Robert, tot secțiunea muzică ușoară. Și vă dăm tot dumneavoastră? Da. Perfect. Bun. Premiul al treilea. Pal Szilard. Muzică ușoară. Poftim. Felicitări. Și succes în continuare. Premiul al doilea se acordă domnișoarei Verdeș Adelina Georgiana. Unde este? Nu este? Nu este. Ținem noi diploma. Ok. Locul întâi îi se acordă lui Pădeanu Dragoș Mihai. Felicitări! Poftim! Felicitări pentru acești doi tineri prezenți, dar și pentru cei care își vor primi diplomele. Și baftă în și aplauze. Continuare. Mergem mai departe? Da. Mergem cu următoarea categorie de vârstă. Categoria 18-30 de ani. Mențiunea se acordă lui Ursu Mihai. Este? Este, Mihai. Te rog. Mulțumesc. Cu plăcere. Baftă în continuare. Premiul al treilea, Minea Andreea Maria. Era, iată că vine, participanta noastră care a cântat acompaniată la pian. Mm-hmm. Te rog, Andreea. Mulțumesc. Cu plăcere. Succes în continuare. Mulțumesc. Premiul al doilea, Fazekas Cristina. Nu? Cred că în traducere e Cristina, dar putem să-i spunem și Crista. 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 N-am ochelari. Cred că tot de Crăciun totuși îți sărbătorești aniversarea. Mulțumesc. Am zis bine și Cristina, merge și Cristina. Da, nu? Ok. Bun. Premiul al doilea, Șuteu Liana. Din câte am văzut aseară, notele au fost foarte apropiate la această categorie de vârstă și chiar au fost și răsturnări așa de situație, nu de clasament, de pe ultima asta sută de metri. Asta nu știu, noi am dat doar numele mai departe, da. Cei care s-au ocupat de contorizarea lor, exact, au văzut ce și cum. Și locul întâi la această secțiune îi se acordă lui Rotaru Justin Adrian. Reamintesc, nu, că este de la mine de acasă, da? Păi, nu se poate altfel. Te rog. Cu drag.
Felicitări acestor tineri frumoși premiați aici la noi la Brașov, Art Talent. Mai este doar puțin, vom afla imediat și premiul de popularitate, dar și marele trofeu. Îi invit pe toți acești participanți în aplauzele dumneavoastră să se retragă în culise. Și vă las în compania inconfundabilei Monica Angel. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Mulțumesc!
joc ciudat, greu de înțeles, dar vreau să-l știu și eu. Să uit cum trece vremea, tu împune și grea, și să copilașii, copiii, tinerii care au participat la acest concurs, să vă dea Dumnezeu să aveți parte de pace, de armonie, de echilibru în sufletele voastre și așa să reușiți să trăiți cu tot ceea ce vă înconjoară. Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Doamna Monica Angel! Și vă spuneam că vine și momentul mult, mult așteptat, premiul de popularitate și marele trofeu. O să le invit din nou pe doamnele frumoase alături de mine, doamna Carmen Moruz, doamna Anda Pop și, bineînțeles, doamna Monica Angel, alături de mine pentru a mâna aceste premii, premianți pe care de altfel îi vom și asculta. Bineînțeles. Cu marele, cu trofeul. Mult așteptatele, aceste două premii practic au fost cele mai controversate. Să începem cu premiul de popularitate. Premiul de popularitate după câte ore de vot? Multe, cam de ieri, de când s-a finalizat, de la ora 19:20, exact, aproape 24 de ore. S-a hotărât Maria Andreea Sicoe. Iată că surprizele se țin lanț, vă spuneam, tot timpul, pentru că ea este și câștigătoarea premiului de popularitate de anul trecut. Andreea, chiar ne întrebam noi, nu? Foarte mulți admiratori. Exact, ne întrebam dacă reușești și anul ăsta. Iată că i-ai convins. Felicitări! Cât timp sunt pupăturile, trebuie să reamintesc că este iarăși o
o problemă birocratică, cei care primiți bănuți, premii în bănuți, o să treceți la domnișoara profesoar Elena Mihalcea să completați acolo o fișă. Și ajungem și la marele trofeu, marele trofeu din acest an, ediția a doua, Brașov Art Talent. Bun, se acordă marele trofeu pentru Puia Alexandra Maria. Puia Alexandra Maria, o invităm alături de noi pentru a-și ridica premiul și acest frumos trofeu, sigur că da. Sper că se află pe aproape. Cea care... Te așteptăm. Din Târnăveni, a reușit singura linie de 10 din singura festival. Singura linie de 10. Felicitări! Felicitări, draga noastră! Ne bucurăm că pleacă trofeul din Brașov. Doamna director, mulțumirile de rigoare acum la final, dacă ne mai puteți mulțumesc spune ceva. Mulțumesc din suflet, o să lăsăm să cânte minunatele tinere. Mulțumesc din suflet juriului, doamnei Monica Angel. A fost o onoare că vă aflăm, că v-ați aflat alături de noi în aceste zile. Mulțumim din suflet, felicitări tuturor, dragii noștri. Ne revedem la anul la cea de-a treia ediție. Multă baftă tuturor. Mulțumesc din suflet. Acum în scenă va rămâne Sicoia Andreea. În aplauzele dumneavoastră va interpreta o piesă câștigătoare a premiului de popularitate din acest an. Andreea, te invit aici pe scenă alături de mine. O să te rog să iei celălalt microfon. Cum te simți acum câștigătoarea din nou a premiului de popularitate? Te așteptai? Entuziasmată, nu mă așteptam. Atunci te las, pentru că sunt convinsă că ai foarte multe emoții, te las să interpretezi. Bună seara din nou!
Vă mulțumesc! Sicoie Andreea Maria, câștigătoarea premiului de popularitate Brașov Art Talent 2016. Doamnelor și domnilor, intră în scenă câștigătoarea marelui trofeu, Puia Alexandra Maria. Bună seara tuturor! Vreau să mulțumesc juriului pentru acest premiu minunat. Vreau să-mi felicit colegii, pentru că toți au fost buni. Și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc domnului director al Școlii Populare de Arte din Târgu Mureș, Iulian Praja, și doamnei profesoare, Nora Toși. Aplauze, vă rog frumos, pentru ei! Mulțumesc frumos! Marele trofeu pleacă la Târgu Mureș. Felicitări, Puia Alexandra, în mod cert vom mai auzi despre ea și de ea și de muzica ei. Felicitări! Mulțumesc! Dragii mei, aici se încheie ediția a doua a Festivalului Brașov Art Talent. Mulțumim și noi tuturor sponsorilor și partenerilor și de asemenea tuturor partenerilor media și bineînțeles partenerului principal Brașov TV și de asemenea vă așteptăm anul viitor la ediția a treia. Eu sunt Bianca Bucă și vă mulțumesc că ați fost cu mine timp de două zile. La revedere!